La ce are dobânzile sumii și ratele pe termen lung, alte soluții bătrânii nu au, cele mai multe bănci i-ar respinge din start. Boala îi îndatorează pe toți. Unii împrumută bani pentru a salva rudele dragi, alții pentru operații pe care altfel nu și le-ar putea permite. Și cei care vor bani de medicamente își așteaptă rândul în curtea instituției, ignorând căldura toropitoare de afară. Pentru ce așteptați? Sunt de ei bani, că sunt săracă și amărâtă. Mi-a căzut și părul din cap de boală și nu mă tratează nimeni cu nimic și nu mă ajută nimeni cu nimic. Mă ajută numai vecinii scara îmi dă să mănânc. Și acum m-am rugat de un fost vecin ca să scot și eu câteva milioane să am să trăiesc. Ca să iau bani, am făcut împrumut. Pentru ce ați făcut? Pentru soțul meu, să-l duc să operez la București, da. Că doare un picior, are, nu știu cum să spun, e mai scurt cu 4 cm ca ălalalt și merge... Și să avem bani la noi, fără bani unele te duci. Da. Și de-aia vreau să fac împrumut. Am venit să fac un împrumut. Pentru ce îl faci? Pentru că sunt bolnav și îmi trebuie bani. Și am venit să fac un împrumut ca să pot să întrețin familia. Numărul pensionarilor giurgiuveni care se îndatorează s-a triplat față de anul trecut. O creștere este înregistrată și la media valorii împrumutului. Dacă în alți ani pensionarii făceau un împrumut de până la 2.000 de lei, acum acesta depășește 3.000 de lei. În ultimele 4 zile, CEARE Giurgiu a acordat peste 200 de împrumuturi. Solicitările din luna iulie și începutul lunii august sunt aproape triple față de media primului semestru. Motivul cel cunoscut întotdeauna e perioada când oamenii fac aprovizionare cu lemne pentru iarnă, cu conserve pentru iarnă și concedii. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Giurgiu împlinește astăzi 61 de ani. Înființarea ei a avut ca scop sprijinirea vârstnicilor în acordarea unui împrumut cu dobânzi mai mici. De la înființare și până astăzi, numeroși pensionari au trecut pragul, au contribuit și s-au împrumutat ori de câte ori au avut nevoie.